Paștele este o sărbătoare cu mare încărcătură spirituală, dar după noaptea de înviere începe răsfățul culinar. Miel, așa, drob de miel, sarmale, friptură, mai multe, dar vă dați seama că atâta mâncare. Mai presus de orice, sărbătorile pascale sunt un bun prilej ca vâlcenii să stea la aceeași masă cu rudele și prietenii. Mergeți da. La biserică? Normal, sigur. Este un moment în care familia se reunește? Da, sigur, da. Mergem la biserică, la înviere, luăm lumină, venim acasă, ciocnim un nou roșu. De masa de Paște ne întâlnim toți. Despre tradițiile și obiceiurile de Paște am discutat în aceste zile și cu două bunicuțe din Prundeni și Mitrofani. Înainte, pe masa de Paște se puneau mai puține bucate, însă bucuria de a sta la aceeași masă era la fel de mare. Mult mai frumoase, mamă, erau când eram eu mică. Mult mai frumoase, mult mai bogate, mult mai... Deci ce să mai, n-am cuvinte. Cam ce obiceiuri erau, ce vă plăcea cel mai mult? Cel mai mult, mama, îmi plăcea când mergeam cu părinții mei la Sfânta Biserică. Făceam mălai în cuptor, mamă, sarmale, ciorbă de carne, friptură, mamă, sticle cu vin, sticle cu băutură, mamă, și era mult mai frumos decât acum. Acum cum vă pregătiți de Paște? Păi de mamă, tot așa, dar nu mai sunt la țară. Adică nu mai sunt cu părinții, nu mai sunt. Eu nu mai am posibilități să fac mălai în cuptor. Fac în aragaz. Fac un mălăiuț în aragaz, ciorbă de carne, tocană, friptură, mamă, ouă roșii, mamă, ciognim. Vă întâlniți cu familia? Aveți nepoți? Da, mamă, am nepoți, am copii, mamă, uite, nepotul meu. Am copii plecați, dar au cam uitat. M-am născut în comuna Mitrofan. Câți ani aveți? 74. Cum erau sărbătorile de Paște când erați mai mică și ce obiceiuri erau atunci față de acum? Erau foarte renumite, cele de Paște și de Crăciun, să zicem, cele mai importante din an. Dar Paștele era ceva deosebit, că era totul la iarbă verde și se puneau mese la iarbă verde, se mergea undeva într-o câmpie cu ouă roșii, cu carne coaptă, care era tradițională de Paște, friptura de miel, care era nelipsită, și dulciuri în cozonac, că nu prea știu bătrânele să facă prăjituri ca acum. Dar cozonacul era nelipsit. Apoi cum îl nimeream? Se mai întâmpla să mai ai și ghinioane și la cozonac, dar totuși ne ieșea. Acum ce pregătiți? Mai țineți datinile de atunci? Da, eu le țin. Le țin ca și când făceam cu părinți, țin și vin copii. Lor le place pentru că turta nu lipsește de la cuptorul din curte, făcută coaptă și făcută la foc. Friptura de miel nu lipsește, făcută la cuptor sau pe grătar. Sărmăluțele care sunt să mănâncă cu turtă, ouăle roșii cu care ne ciomnim și mai ales nepoței care le sunt dragi. Acum, de dragul celor mici, de Paște se organizează și activități importate de la alte popoare. Am așa în curte undeva un gazon cu iarbă și le ascundem ouă și să le caute. Cine caută cele mai multe ouă primește ceva de la bunici.